Bună ziua! Îmi spune Lilia Beșan și activez la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HDL, filiala Ștefan cel Mare, iar cu ocazia împlinirii a 135 de ani de la nașterea romancierului Liviu Rebreanu, voi lectura novela Dincolo. În miercurea aceea de iunie am fost abătut, fără niciun motiv toată ziua. Mă deșteptasem de dimineață cu o neliniște vagă în suflet și cu un simțământ de apăsare plumburie. Pe urmă, din când în când, aveam senzația că o mână imaterială îmi strânge inima ca într-un clește, rărindu-i și încetinindu-i palpitațiile, până aproape să le oprească. Atunci, apoi, mă cuprindea o spaimă mare și mi se părea că o primejde se pregătea undeva să se năpustească asupra. Mă sileam să nu iau seama, să uit și să mă scutur de amenințarea stranii ce mă împresura. Încercam să vorbesc mai mult ca de obicei, să fiu vesel și nepăsător. În zadar, acul veninos mi se împlânta tot mai adânc în conștiință. Eram profesor. Deși împlineam 35 de ani, îmi păstrasem intactă pasiunea pentru meseria ce mi-alesesem. Mă socoteam în sine și în taină, un fel de mic apostol al luminării neamului. Intram cu emoție în clasă. Îmi iubeam elevii, întocmai ca pe copilașii mei proprii, unul de 10 și celălalt de 8 ani. În miercurea aceea, poate întâia oară în cariera mea, am fost distrat pe catedră, plictisit, nervos. Ascultând răspunsurile elevilor, eram în epoca examinării finale. Mintea mea căuta alte explicații. De unde și ce rost să aibă tulburarea care mă hărțuiește necontenit? Și fiindcă nu găseam nimic, și fiindcă spaima necunoscută mă tortura, mă răcoream bruftuluind pe bieții școlari, îngroziți și astfel de emoțiile examenului. La prânz, acasă, am găsit o scrisoare de la tata. O clipă, mâna dușmană parcă sfârteca inima. În creier simțeam cum se îmburzea să încolsească închipuirea unei nenorociri, care totuși nu mai avură gaz să prindă rădăcină, căci în același timp văzui și-mi dădui seama cât ar fi fost de absurdă. Din moment ce scrisoarea era desfăcută, însemna că nevasta mea a citit-o și că nu cuprindea nimic grav. Altminteri, nu mi-ar fi întins-o atât de simplu. Urmele spaimei însă izbucniră într-o întrebare răgușită. S-a întâmplat ceva? Femeia mă privi nedumerită. I se părea ciudat că o scrisoare de la părinții mei poate să mă uluiască. Răspunse după o ezitare, puțin disprețuitor. Nu, ce să se fie întâmplat? Nu știu, dragă. Am întrebat așa, sunt și plictisit. Bolboroseam fără noimă. Îmi era rușine de închipuirea neisprăvită ca și de întrebarea pripită. Mă apucai îndată să citesc slovă bătrânească, în vreme ce nevasta mea, în tonul ei obișnuit de cicăleală, mă copleșea cu mustrări. Are dreptate săracul tata să fie mâhnit. Auzi, să nu-i scrii tu niciun rând de 6 luni de zile. Un străin să fie și n-ar merita să te porți așa. Numai eu de câte ori te-am întrebat, te-am îndemnat. Alexandre, nu e frumos să-ți neglijezi părinții. Scrie-le și tu măcar 2 vorbe. Să știi de soarta noastră. În loc să mă asculți, te mai și supărai, parcă ți-aș fi cerut cine știe ce sacrificiu pentru mine. Și barim dacă ți-ar da ghes ocupațiile. Dar, slavă Domnului, timp ai destul. Pe 4 pagini, tata îmi făcea în altă formă aproape aceleași imputări. Era preot în Preslop, pe Valea Izei, în Maramureș. Cine nu cunoștea prin partea locului pe popa Hortopan? Bun slujitor al bisericii, harnic gospodar, suflet cinstit și drept, așa îl judeca toată lumea și așa era Aievea. Nu l-am auzit niciodată plângându-se și nici în scrisoarea asta nu și arăta direct mâhnirea. Spunea că e voinic și sănătos, din mila lui Dumnezeu, cu toate că a intrat în al 65-lea an de viață grea și plină de necazuri. Preoteasa, însă, adică mama mea, a început să se tânguiască mai des, când de una, când de alta, încât n-ar fi de mirare să ne pomenim într-o zi, eu fără preoteasă și voi fără mamă și bunică. Nu e frică bătrânii de moarte, dar are o mare tristețe, că tocmai feciorul ei cel mare și mai scump a dat uitării și nu îmbrednicește cel puțin cu o întrebare de sănătate
din an în Paști. Încetează cu morala și hai să ne așezăm la masă, zise-i brusc nevestei mele, care continua să-mi demonstreze cât sunt de vinovat. Mă rodeau suficient remușcările, nu mai era nevoie de insistențele ei. Cum am putut ajunge în așa hal, tocmai eu cu geamite profesorul și educatorul tineretului? Adevărat, în general aveam un fel de repulsie fizică față de hârtia de scrisoare albă. Cu asta îmi și scuzam toate neatențele și necuviințele în relațiile cu lumea mică în care mă învârteam. Dar cu părinții? Pare a fi devenit un loc comun că tinerii au dreptul să răspundă prin ingratitudine la dovezile de dragoste ale părinților. Eu însă mă revoltam și pretindeam că fac excepție. Frumoasă excepție! La fel vor răspunde desigur și copiii mei când vor fi mari, iar eu nu voi avea curajul de a mă plânge și nici măcar în forma blajină cum făcea acum tata. Oricât mă acuzau părinții, în realitate îmi iubeam părinții mai mult decât alții și mai ales decât cei ce își proclamă iubirea în gura mare. În căsuța mea, bunicul Vasile și bunicuța Maria erau pomeniți zilnic cu o duioșie aproape idolatră. Pentru mine, tata rămânea părintele ideal, iubit și respectat mai presus de toate. L-am iubit parcă în anumite privinți mai mult decât pe mama, deși n-a fost sentimental cu noi nici când eram mici, nici pe urmă. Părea distant și mândru și, de fapt, era un timid, iar răceala lui relativă era sfiala de a-și manifesta sentimentele. Abia azi sunt capabil să prețuiesc de plin virtuțile unor părinți care au avut curajul să crească 7 copii, dintre care 4 încă în viață. Și totuși, acum bătrânii erau tot atât de singuri ca și când n-ar fi crescut pe nimeni. Din 2 băieți, niciunul n-a vrut să se facă preot și urmașul tatei la prestop. Eu profesor la București, celălalt avocat la Dej. Din 2 fete, niciuna n-a vrut să rămâie acasă să se mărite cu un teolog și să devie preoteasă, să continue pe moșoara părintească. Pe cea mai mare a luat-o un farmacist de la Zălău, pe cea mică Florica am luat-o eu la mine la București. Mai cu seamă din pricina acestea s-au întristat rău bătrânii. Ar fi dorit să o aibă cel puțin pe ea mai aproape. Putea să învețe și la Sighetu, unde începuse și urmase 6 ani. Barem până va lua bacalaureatul. N-a fost chip. Fetița ținea morțiș la capitală pentru că apucasem a-i promite că o iau. Voința ei s-a impus firește. De 2 ani, adică exact de când le-am luat pe Florica, eu n-am mai fost deloc prin Maramureș. De altfel, și sora mea, numai în vacanța mare, a plecat acasă și numai o lună a stat la prestop. Bătrânii trăiau singuri și se simțeau desigur uitați de toată lumea și, în primul rând, de proprii lor copii. Vacanța mare o petrecem toată la prestop cu bătrânii, am declarat deodată pe la sfârșitul mesei. După ce, negreșit, toată vremea vorbisem numai despre scrisoarea tatei și despre vieții bunici. Declarația mea a fost primită cu mare bucurie. În special, dau partea copiilor, care nicăieri nu erau mai răsfățați ca sub ocrotirea bunicilor. Toată după amiaza s-au făcut planuri și combinații. Cu ce tren vom pleca? Ce toalete să ia nevastă mea și Florica, dar copiii ce program de distracții să impuie. Participam și eu la dezbateri, mai ales ca arbitru. Când se ivea vreo divergență de păreri, eram mulțumit și aveam impresia că prin hotărirea anunțată mi-am ispășit păcatul cu nescrisul. Neliniștea de dimineață parcă se mai împrăștease ca o ceață nestatornică în bătaia vântului. Pe seară, și ca o concluzie a proiectelor discutate, nevastă mi-a găsit totuși cu cale să mă avertizeze. Sper că acum, cel puțin, n-ai să te mai tânguiești, Alexandre. În orice caz, oamenii trebuie să fie anunțați din vreme că mergem. Suntem 5 persoane pe capul bătrânilor și nu e glumă. Lasă, frate, nu-mi bate capul, că știu eu mai bine ca tine ce trebuie să fac. După ce răbăiala de rigoare, mă retrase în biroul meu să compun scrisoarea. Mă treceau sudori reci, chinuindu-mă. Nu eram în stare să găsesc un început care să nu mă silească a minți și nici a spune adevărul. Pe când îmi munceam astfel zadarnic creierii, auzi deodată din prag: Salve, domnule profesor Portopan! Era Iulian Moga, dascăl ca și mine, având însă
catedra la Sighet, în țara noastră. Ne cunoșteam și eram ca frații. Prislopean și dânsul, băiatul notarului mi-a fost tovarăș în toate, din copilărie până la universitate. Înalt, subțirel, slăbuț, cu părul foarte negru și o bărbuță de făun, cu niște ochi foarte vii și sfredelitori, părea o arătare metistofelică. Făcea politică, firește, cu mare pasiune, ca toți maramureșenii. Partidul său fiind la putere, s-a găsit și pentru dânsul o vagă însărcinare de inspector, grație care putea face naveta între București și Maramureș, având conștiința împăcată și credința că servește țara. De când era inspector și venea prin București, ne întâlneam iarăși mai des. Îl invitai să rămâie la cină. Rămân bucuros, Alexandre! Cum să nu rămân la voi? Strigă Moca, patetic. Dar să nu crezi că am venit pentru asta, Alexandre. Te rog, sosesc de la Sighet direct și am un mesaj pentru tine din partea părintelui Vasile. De aceea am tras de la gară Glonț în strada Toamnei, la tine. Ai fost prin Prislop? Ai văzut și pe mama? Ia spune! Domol, domol, n-am mai trecut prin Prislop cel puțin de un an, fiindcă nici nu mai am ce căuta acolo. Pe mama știi bine. Am mutat-o la mine, la Sighet. Alte neamuri n-am. Asta n-ar fi un motiv să te întristezi de satul natal, de locurile tale. Romantism ieftin și perimat, domnule profesor, făcu Moga, care teatral, cum obișnuia când credea că spune ceva important. S-ai sprăvit cu satul natal și poezia rurală. Nu vrem mașini azi, noi vrem mașini azi, nu pământ. Suntem în secolul televiziunii, nu uita. Continuă cu un glas simplu. M-am întâlnit la Sighet cu bătrânul tău, chiar ieri dimineață. M-a întovărășit până la gară, până a pornit trenul. Ce om admirabil, Alexandre! Ți-e mai mare dragul să te întreții cu dânsul. Te înviorează și te întinerește, zău așa. E plin de viață, de sănătate, de încredere. Ia că, prietene, ăștia sunt românii adevărați, sănătoși, pe care se poate clădi o țară solidă. Și vioi, și tânăr, mai tânăr ca noi, pe onoarea mea. Dacă n-ar avea puțină brumă în păr și în barbă, aș putea jura că ți-e frate și încă frate mai mic. Schimbă iar tonul. Totuși, ieri am observat o urmă de amărăciune. Bătrânul e amărât din pricina ta, Alexandre. Iartă-mă că ți-o spun fără înconjur, suntem prea vechi prieteni și... Chiar adineauri am primit o scrisoare de la dânsul, murmurai jenat. Știu, e trist și singur. Cred că n-ar simți așa de mult singurătatea dacă nu s-ar adăuga impresia că e părăsit și uitat de copii. Da, asta e durerea tuturor părinților, iar copiii sunt egoiști și ingrați, toți, fără excepție. Mi-a cerut cu mare, mare insistență, până în ultimul moment, să-ți spun negreșit, îndată ce voi sosi la București, că preoteasa vă dorește mult, că e slabă și mâhnită și îngrijorată din pricina voastră. Vorbea numai despre preoteasa, înțelegi, Alexandre, numai despre ea. Asta m-a impresionat mai puternic. Până la vremea cinei ne-am pierdut în evocări de amintiri, călătorie în trecut, inevitabilă între prieteni din copilărie, când se întâlnesc și au timp de cheltuit. Printre altele, la un moment prielnic, i-am amintit și despre neliniștea ce m-a obsedat toată ziua. S-a uitat lung la mine, a râs. Dacă aș fi spirit științific ca tine, ți-aș spune că ai o depresiune nervoasă, pentru că ți-ai încărcat stomacul sau un dezechilibru hormonal sau așa ceva. În realitate, cred că n-ai nimic. Stările astea sunt mai frecvente decât îți închipui, numai că oamenii nu le preiau în seamă. Și mie mi s-a întâmplat de atâtea ori să simt brusc o spaimă inexplicabilă sau o bucurie mare, tot atât de misterioasă și nemotivată. Sunt senzațiile cele mai prețioase, fiindcă vin dintr-o lume neexplorată încă și care poate va rămâne pur inexplorabilă. Degeaba omul nu e un simplu motor, cum încercați să-l înfățișați voi în dorința neroadă de a mecaniza și nivela toată viața noastră. Nu, omul, dimpotrivă, e mai curând o minunată cutie fermecată. Sufletul nostru are vibrații și rezonanțe pe care nicio știință nu le poate codifica și explica și standardiza vreodată, pe care numai inima noastră le simte și le dezleagă în limbajul ei tainic. Sufletul comunică permanent cu cosmosul întreg, dincolo de timp și spațiu, dincolo de materie și neant. Întrânsul, trecutul și viitorul își lămuresc tainele peste viața și moartea efemeră.
El e trăsătura de unire între spirit și materie. Prin el suntem în legătură cu ceea ce au fost și ceea ce vor veni după noi. Între ceea ce rămân și ceea ce pleacă. Între dincoace și dincolo. În sfârșit, între ființă și neființă. Auzisem de mult că Moga a prins slăbiciune pentru multe superstiții, că s-a pasionat pe rând după grafologie, chiromanție, astrologie, că a fost și spiritist înfocat într-o vreme, că, în sfârșit, credea în toate semnele, întocmai ca ultimul țărat din Maramureș. Tocmai când perora mai patetic, l-am întrerupt cu un surâs sceptic. Nu știu cât e de interesant ce spui tu, dragă Iulene, dar te asigur că e foarte confuz. Nu s-a supărat. A râs. Și pe urmă și-a continuat expunerea, iar la masă s-a înveșunat să mă convingă întâi pe mine. Apoi, toată familia, inclusiv pe copii, că trăim într-o lume de umbre, că realitatea lucrurilor e inaccesibilă pentru rațiunea mecanică și că numai intuiția sufletului. Filozofia aceasta amenința să ne adoarmă pe toți. A trebuit să intervin. Nu vezi, omule, că ne-ai ucis cu atâtea mistere? Mai bine povestește ceva despre tata. Era foarte vorbăreț și a stat până după miezul nopții, evocând sumedine de lucruri despre părinții mei și îndeoseb despre tata, care a fost bun prieten cu notarul cel bătrân, tatălui Iulian, mort cu vreo 10 ani în urmă. Era un subiect care ne interesa pe toți, chiar și pe copii. Ne-am antrenat, de nici n-am observat cum au trecut ceasurile. În sfârșit, Moga se retrase, scuzându-se că a pălăvrăgit atâta. Noi însă am continuat depănarea amintirilor din viața de toate zilele a bătrânului de la Prislop. Erau numai întâmplări și fapte mici, fără alte însemnătate, decât că s-au petrecut acolo și că la ele a participat tata. La culcare, copii, destul, mă povestim și mâine, ajunge. Sora mea totuși mai spuse copilor cum obișnuiește bunicul să citească seara în pat searul, cu lumânarea aprinsă pe mesceoara de noapte și cum regulat adoarme citind și uită lumânarea aprinsă. Târziu apoi se trezește de zgomotul mototolirii searului și mor mai supărat cine știe ce, se scoală, se duce cu lumânarea în mână ca o stafie să bea apă și în sfârșit se culcă de-a binele. Până am stins eu lumina, s-a făcut ora două. M-am mai zvârcolit totuși puțin înainte de a-mi veni somnul. Tocmai când s-a adorm, când eram între vis și realitate, mi-am amintit o întâmplare de demult din copilărie. Într-o noapte, m-am deșteptat brusc din somn și am zărit lumină în ușa deschisă a camerei în care dormea tata. Am tras cu urechea și am auzit zgomot de pași. Nu știu de ce m-a cuprins o frică cumplită. În clipa aceea însă a răsunat glasul mamei din odaia de alături. Ce-i, Vasilică? Nu dormi? Și îndată răspunsul tatei, puțin sugrumat, dureros. Vai, rău-mi e! Pe urmă a apărut în ușă, în cămașă de noapte, cu lumânarea în mână, ca o stafie. Spaima de atunci o simțeam acum ca o prăbușire în somn. A doua zi, după prânz, mă trântisem pe sofa și ațipisem puțin. Soneria zbârnei deodată strident, parcă ar fi vrut în adins să-mi tulbure mureșeala. A apărut servitoarea. Telegramă! Am iscălit nervos recepisa, apoi am citit. Vasile mort. Înmormântarea sâmbătă. Veniți, mama. Seara eram îngrămădiți cu toții în trenul de Maramureș. Am ajuns vineri noaptea în Prislop. Biata mamă, slabă și neputincioasă cum era, făcuse toate pregătirile pentru ceremonia din urmă. Era mai uțelită sufletește ca noi toți. Sâmbătă după amiază, precum hotărâse dânsa, s-a făcut înmormântarea, cu 12 preoți, cum se cuvenea. Abia duminică, după ce s-a terminat tot, după ce casa noastră bătrânească și reluată înfățișarea obișnuită, am putut întreba pe mama cum și în ce împrejurări s-a stins bătrânul. N-a fost bolnav deloc, ne-a povestit mama. Marți s-a dus la Sighet, la târg, să cumpere bucate și câte altele. S-a întâlnit acolo cu Iulian al notarului și au luat masa împreună. Miercuri iarăși a muncit pe acasă ca de obicei. Dar toată vremea s-a frământat și s-a zbuciumat de dorul vostru. Că de ce nu-i scris nimic? Că de ce v-ați înstrăinat așa rău? Ba, într-un rând, după amiază, mă pomenesc că îmi spune că s-a hotărât. O să plece neapărat la București să-și vază nepoții.
Cine știe ce i s-o fi abătut și lui? Poate că moartea i s-a arătat și îl zorea. Altfel a mâncat bine ca întotdeauna și s-a culcat așa pe la 10 cu jurnalul, obiceiul lui. A citit ce a citit și pe urmă a stins lumânarea. Încă m-am și mirat că doar știți voi cum făcea dânsul de a dormea mereu cu lumina la cap, de mi-era și groază să nu se întâmple odată să ia foc și casa. Am ațipit și eu. Pe la miezul nopții, cum m-o fi trezit, nu știu, am văzut lumină în odaia popii. Ce să fie, mă gândeam. Am stat nițel și am ascultat și mi s-a părut că l-aud gemând. Vai de mine, zic, doar nu i-o fi venit rău popii. Vasile, dorm? Am strigat pe urmă speriată. A ieșit din odaie cu sfeșnicul în mână, în cămașă, după apă. Vai, rău-mi e, mi-a spus pe urmă, întorcându-se în odaia lui. Am sărit friptă din pat și m-am dus după dânsul. Ce te doare, Vasilică? L-am întrebat. Nu știu, mi-e rău, așa. S-a culcat, s-a învelit și mi-a făcut semn să mă culc și eu, să-l las să se odihnească. Lumina a rămas aprinsă pe mescioară. Nu știu cât o mai fi trecut, un ceas, două. M-am deșteptat năucită, fiindcă mi s-a părut prin somn că aud hurcăituri din odaia lui. Am alergat, zăcea de-a curmezișul patului. Am mai suflat de câteva ori. Se vede că se sculase iar, dar nu l-au mai ținut picioarele și s-a prăbălit înapoi. Ascultam și plângeam și mă învinovățeam, ca și când numai din pricina mea s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat. Și câte zile am mai zăbovit în pristop, am întrebat mereu pe mama despre miercurea aceea când m-a tulburat neliniștea fără motiv, când am stat de vorbă despre tata, cum poate nu mai făcusem niciodată până târziu după miezul nopții. În sufletul meu însă rămâneau întrebările la care nimeni nu mi-a mai răspuns. De ce în miercurea aceea, pe când eu eram neliniștit la București, pe tata îl frământa aceeași neliniște mare la prislop? De ce în ceasurile când acolo, la o distanță de 1000 de kilometri, sufletul tatei se despărțea de lumea asta, noi copiii și nepoții, familia întreagă, îl îmbrățișam cu gândurile și cuvintele noastre, atât de stăruitoare, ceasuri întregi, până la ultima suflare? Poate să fie simple coincidențe? Desigur. Dar de ce atâtea coincidențe? De ce? Ce înseamnă coincidențele acestea stranii? N-au ele niciun rost? Nu înseamnă oare nimic? Nu cumva...